Vă așteptați la o mobilizare ridicată la vot sau o prezență scăzută? Cum credeți că? Mai ales E greu de că spus. suntem exact într-un context dificil, cu un număr de cazuri mult mai mare decât aveam, spre exemplu, în septembrie, când aveam alegeri locale. Credeți că de Așa această e. dată oamenii, nu știu, vor fi poate mai speriați, prezența va fi mai scăzută? Sunt câteva elemente de context. Pe de o parte, avem o stabilizare a numărului de cazuri, chiar o ușoară descreștere dacă ne uităm pe media săptămânală, și la numărul de teste, că a fost acest fake news, că România nu testează. Ori în noiembrie au fost efectuate cele mai multe teste, în luna noiembrie. Deci lună la lună, în fiecare lună a crescut semnificativ acest număr. Deci cred că nu putem vorbi despre un număr mic, numărul de cazuri relativ stabil și din discuțiile cu oamenii îi simt foarte mobilizați. Deci cred că va fi o prezență apropiată de cea de la locale și categoric depășind așteptările multora din zona politică, oameni care au spus că oamenii, că românii nu o să iasă la vot. Din diverse motive. Eu cred că o să fie o surpriză plăcută.